Manchester United, Manchester City, probabil cel mai așteptat duel din lumea pariorilor, va începe sâmbătă 14 anteia 2023 la ora 14.30 și va fi transmis de Digi Sport 1. Am un pariu inedit, nu este GG, nici 3+, nu, n-ați ghicit, am un pariu cu o cotă de 1.95 pe care uh, vă invit să-l ascultați cu argumentele sale pentru că așa este normal când oferi un pronostic, oferi și argumentele pentru el. Bun, United, Manchester United, faultează de 11.6 ori la fiecare 90 de minute scurse, ceea ce o pune pe locul 3 în topul echipelor cu cele mai multe faulturi comise. De partea cealaltă, Manchester City faultează de doar 8,5 ori pe meci, fiind a doua a, cea mai fair play echipă din campionat la acest capitol. Lider la cartonașe galbene încasate este, bineînțeles, Manchester United. A încasat 43 de galbene în doar 19 partide. De partea cealaltă, Manchester City, marea rivală, este a doua cea mai fair play echipă la capitolul cartonașe galbene încasate, cu 17 avertizmente primite în 19 etape. 1,95 este cota pentru ca la finalul meciului Manchester United să fie echipa cu mai multe cartonașe galbene încasate. Nu uitați, aveți un top 10 campionate unde se înscriu cele mai multe goluri din lume. Aveți linkul deasupra în acel dreptunghi. Eu am fost Nicolae Vasile, pareați responsabil, pareați cu cap, dar mai ales pareați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Mă înclin!